Polițiștii prahoveni au descins la 6 locuințe din municipiul Ploiești și comuna Bărcănești în această dimineață. Mai mulți indivizi sunt bănuiți că au fost implicați în mai multe spargeri ale unor societăți comerciale. Doi minori în vârstă de 15 și 16 ani au pătruns ilegal în sediul unui magazin de unde au sustras mai multe haine. La câteva zile după, aceiași tineri au intrat în altă societate unde au distrus multiple echipamente de lucru, iar unul dintre minori a mai sustras un telefon mobil dintr-un autoturism. În urma perchezițiilor, 6 persoane au fost conduse la secție pentru audieri, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 5.000 de lei.